Bună seara, stimați telespectatori, suntem la domnul doctor Adrian Moscu, medic veterinar, îl cunoașteți foarte bine de ani de zile, în fiecare sâmbătă ne dă sfaturi despre cum să ne creștem animalele de companie. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Bine v-am regăsit! Bine ați venit! Și dați-mi voie să vă zic la mulți ani acum, pentru că noi nu ne-am spus și luna trecută nu prea ne-am văzut. E prima noastră întâlnire din anul acesta, nu? Da. Deci la mulți ani. La mulți ani. Domnule doctor, despre ce ne vorbiți astăzi? Astăzi o să vorbim despre calculii urinari. Da? Mai exact despre calculii întâlniți în vezica urinară. De ce? De obicei când facem emisiunea ne raportăm la cazurile întâlnite în săptămâna anterioară. De data aceasta a fost un șițu, un cățel foarte dulce, care, din păcate, la nivelul vezicii urinare s-au format niște calculi. De ce? Motive sunt multiple. Metabolism, alimentație, apă. În zona noastră, duritatea apei este arhicunoscută și toți acești factori determină formarea unor pietricele, să le spunem cu ghilimele de rigoare, în vezica urinară. În cazul de față, ce s-a întâmplat, ele s-au antrenat pe uretră și au blocat-o. A avut niște dureri pentru animăluți? Da. Din păcate, senzația este absolut înfiorătoare. A ajuns la noi, a fost deblocat. Ideea care este? Din păcate, aceste pietre nu le poți descoperi decât la o ecografie fără să apară neapărat blocajul uretral. În schimb, din senin să facem ecografii nu prea se întâmplă. Sunt anumite semne care ne pot duce cu gândul că este o problemă, doar că trebuie să fim foarte atenți. Urinare frecventă, urme striuri de sânge în urină, lucruri care rar le vedem, mai ales când timpul nostru este atât de scurt, scoatem cățelul repede afară, a urinat, îl intră înapoi în casă. Foarte, foarte greu observăm aceste semne. Practic, observăm când este foarte târziu, când nu mai poate urina. Ați avut o situație în care a decedat câinele respectiv? Pentru că nu a fost adus la timp, la control? Din fericire, nu. Deci, din fericire, nu. Medicina, atât cea umană cât și cea veterinară, a avansat destul de mult și avem posibilitatea să salvăm foarte multe cazuri. Nu am avut, din fericire, niciun caz care să se termine cu deces. Păi eu vreau să vă mulțumesc și eu personal pentru pisica mea pe care ați tratat-o săptămâna trecută. Tot ceva în genul ăsta a avut, dar, stimați telespectatori, toată noaptea s-a chinuit, nu putea să urineze, a fost ceva cumplit. Mă rugam la Dumnezeu să facă ziua mai repede ca să o aduc aici. M-am gândit că o să moară, ca să fiu sinceră, dar văd că dumneavoastră ați rezolvat această situație. Da, acolo este tot blocajul uretral, doar că nu sunt calcul, e nisip, de fapt, e litiază vezicală care duce la blocarea uretrei. La căței uretra fiind mai mare în calibru, rar se întâmplă să se blocheze datorită litiazei. Ce trebuie să facem noi ca să preîntâmpinăm situațiile astea, domnule doctor? Principalele modalități, alimentație și apă. Apa este extrem de importantă. Până la urmă, apa e esența vieții. Sigur. Și cam orice afecțiune am avea, tot începe cu apa. Acum sunt atâtea ape pe piață, sunt și apa, avem și apa curentă, filtre de montat, N tipuri de filtre și așa mai departe. Ideea e că oricum orice apă consumăm, e bine să știm ce conține. E extrem, extrem de important. Din păcate, în cazul calculilor, ei sunt extrași chirurgical. Da? Nu prea ai cum să-i dizolvi prin alimentație, prin medicamente, pentru că ar dura foarte mult și riscul de reblocare este foarte mare. Mai există metode în medicina minim invazivă în care aceste pietre sunt sfărâmate cu un aparat special. Asta se întâmplă și la oameni?
La oameni cam asta este tendința. În momentul de față, în medicina umană, intervențiile invazive pe sistemul urinar sunt evitate. Totul se face laparoscopic, cu chirurgie minim invazivă. Aceasta este și tendința în medicina veterinară, doar că costurile sunt foarte mari și sunt doar câteva centri în care se face această operație minim invazivă. Știți, mă gândeam acum când vorbeați, când eram eu copil, medicina veterinară se reducea, eu știu, medicii veneau și vaccinau găinile din curte, eventual vaccinau câinii împotriva turbării și cam atât era. Dacă se îmbolnăvea cățelul, spunea ei de lângă. Bine, nu spuneam eu, dar auzeam și eu cum spun vecinii, ei, un câine a murit și bonjour. Nu vedeai un om că se duce cu câinele la doctor. Asta abia după 90 încoace a început să fie, nu? Și acum se fac vaccinuri la păsări, la porci. Până la urmă, la atâta se reducea. Acum când povesteați atâtea lucruri, mă gândeam cât a evoluat medicina și cât au evoluat și oamenii în raportul lor cu animalele. Medicul veterinar stă la baza sănătății oamenilor. Atât animalele de rentă sunt îngrijite de medici care se ocupă de acest segment. Noi pe animale de companie ne ocupăm de câini pisici. Într-adevăr, a luat un avânt mult mai mare pentru că sau și numărul de animale de companie este mai mare. Încercăm oarecum să ținem pasul cu medicina umană și să învățăm din medicina umană lucruri care să le putem aplica în medicina veterinară. Văd că mergeți foarte des la congrese, chiar și în străinătate ați fost. Deci sunteți foarte preocupat de această meserie pe care o faceți foarte bine de altfel. În principiu, cât trăiești, înveți în meseria asta, pentru că o carte din 70 nu este neapărat, are bazele care se aplică și astăzi, dar lucrurile se schimbă, dinamica este permanentă. Întotdeauna trebuie să afli lucruri noi, să înveți lucruri noi, pentru că altfel rămâi mult în urmă și pierzi ritmul. Spuneți-mă, ați operat vreodată vreun cățel sau vreo pisică de acești calculi renali despre care ați vorbit la începutul emisiunii astea scurte? Calcul vezical. Vezical. Da, chiar și astăzi urmează o intervenție de în care îndepărtăm acești calculi din vezica urinară. Ei erau inițial pe uretră, au fost repuși în vezica urinară și de acolo sunt extrași și eliminați. Și apoi, practic, tratamentul se bazează pe prevenție. Acești calculi sunt trimiși la analiză pentru a ști exact ce sunt, ce conțin, și în funcție de asta se face o dietă atât alimentară, hidrică, cât și medicamentoasă. Bine, medicamentoasă în principal pe bază de suplimente care să ajute sistemul urinar și obligator antibiogramă, pentru că trebuie să știm ce bacterii s-au dezvoltat acolo, pentru că sângerarea și leziunile au fost serioase. Știți, mă uit cu plăcere la ceea ce spuneți dumneavoastră și mă gândesc și la oamenii care au grijă. Deja mentalitatea oamenilor despre animalele de companie e cu totul, cu totul, cu totul alta. Din ce în ce mai multe persoane văd că își plimbă căței. Nu prea era așa când eram eu copil. Acum, într-adevăr, și putem spune că suntem un popor civilizat, pentru că tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, spunea: pe un om îl vezi cât de civilizat este după modul cum se comportă cu animalele, și cam așa este. Clar, e practic ține de conștiința noastră. Sigur. Și de respectul față de orice ființă vie. Domnule doctor, din păcate 10 minute este această emisiune, ne vedem săptămâna viitoare. Slavă Domnului că aveți multe de spus, multe sfaturi să ne dați, multe sfaturi de care telespectatorii noștri categoric se țin cu rigurozitate. Vă mulțumesc foarte mult! Vă aștept cu plăcere! La revedere! Cu drag. La revedere!